365 FPS în Cyberpunk, Full HD și setări ultra și 246 FPS în Quad HD, tot pe ultra. Nu sunt fake, chiar dacă pare greu de crezut. Am scos cifrele astea cu frame generation activat și upgrade la FSR 3.0. Testasem dățile trecute tot un 4090 cu i9 și a dus pe la 318 FPS. Deci 47 frame-uri în plus cu 0 costuri. Mai avem 90 FPS în stil nomad, 33.784 de puncte în Time Spy, 48.116 în Superposition. E ceva așa, un fel de rachetă, să zicem. Sunt Tiberiu de la cel.ro și azi avem o Diaxa de 17.899 de lei cu carcasa și sursa modificate față de varianta de bază. Să vedem mai întâi cum arată sistemul. Nu dați banii pe prostii. Mult mai bine luați Diaxa la copii. Diaxa. Pentru că Diaxa e un calculator bun. Diaxa. Are luminițe. Pe cum pomul de Crăciun. Diaxa. Piesele sunt atent selectate și testate. Diaxa. Nu trebuie să le iei tu pe încercate. Oricare din cele 150 de configurații ai cumpăra, Diaxa este un calculator pe care te poți baza. Diaxa. Xa. Diaxa. 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 În 2-3 zile de la comandă vine. Diaxa. Și o să scoată la iveală gamerul din Diaxa. Tine. Și ce am pus în el? Avem o placă video RTX 4090 de 24 de giga cu 384 de biți, o placă de bază tot Gigabyte Z790 Auros Elite AXW, duce până la 192 de giga de RAM DDR5, are 4 sloturi pentru SSD M2, 2.5 gigabit LAN și Wi-Fi 6. Răcirea e una de la GameMax, ați mai văzut-o voi, Iceberg Infinity de 240 IO. Sursa e modificată față de cea standard de la sistem, este o sursă de 1000 de W de la Kiris magnetar, certificată 80 plus Gold. Memoria este un kit de 2x32 DDR5 de 6000 MHz de la G-Skill cu RGB. Procesorul este un i9 13900KF, deci este deblocat și fără modul grafic. Are 24 de nuclee, din care 8 performance și 6 sunt economice. Are frecvența turbo de 5,8 GHz și 36 de mega cache. Mai avem și un SSD de la Seagate, Barracuda de 2 tera. Și cam atât avem. Cam atât, da. Ne auzim la următoarea Diaxa. Până atunci, numai bine.